Blocul ANL de pe strada Clement Pompiliu, numărul 6 din Piatra Neamț, destinat angajaților din sănătate, urmează să fie dată în folosință la sfârșitul anului viitor. Construcția este finalizată, iar primăria urmează să rezolve partea de racordare la utilități. Apartamentele au de la o cameră la trei camere, iar blocul este structurat pe parter, mezanin și două etaje. Blocul ANL de pe strada Clement Pompiliu numărul 6 va avea 20 de locuințe destinate închirierii de către specialiști din sănătate din Piatra Neamț. În momentul de față, blocul nu a fost încă predat primăriei de către Agenția Națională de Locuințe, lucrările la interior nefiind finalizate deocamdată. Constructorul este firma Agesan Invest din Iași și are termen pentru finalizarea lucrărilor data de 30 septembrie 2022. Specialiștii din sănătate care doresc să beneficieze de aceste locuințe sociale închiriate de la primăria Piatra Neamț trebuie să-și actualizeze dosarele în perioada 5 mai-4 iunie. Documentele trebuie depuse la primărie, la Camera 20, Serviciul Investiții și Gospodărire Comunală, în zilele de luni până joi, între orele 8:30-16:30, respectiv vineri, între orele 8:30-14:00.